Nachivu! Bună dimineața și la mulți ani de Nachivu! Numai atât. Să trăiți! Numai bine! Ceasul bun! Am venit din nou la dumneavoastră să vă spunem la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani să fiți sănătos! La mulți ani, Sarzuna! La mulți ani să fiți sănătos! Cele dorite! Centrul Militar Județean, domnii de la armată. Uitați de la Direcția Calitatea Vieții. Avem un cadou pentru dumneavoastră. Momente înălțătoare, încărcate de respect și considerație pentru cel care s-a născut odată cu Marea Unire. Paraschiv Simon este printre puținii mușceleni care a apucat să trăiască trei regimuri. S-a născut și a studiat pe vremea regalității, a muncit și și-a întemeiat o familie după ani grei de front. A supraviețuit în perioada comunistă și a apucat să trăiască în democrație. La 102 ani, Paraschiv Simon rămâne un model de viață și devotament pentru cei tineri. Veteranul de război și cetățeanul de onoare al localității Lerești a fost în centrul atenției. Conducerea administrației locale și cadre militare l-au sărbătorit așa cum se cuvine, ciocnind o cupă de șampanie și urându-i la mulți ani. Totodată, ministrul Apărării Naționale, generalul Nicolae Ciucă, l-a felicitat printr-o scrisoare pe cel care a luptat pentru apărarea patriei în cel de-al doilea război mondial. O diplomă pentru dumneavoastră din partea Ministrului Apărării Naționale, domnul Nicolae Ionel Ciucă, pentru împlinirea venerabilei vârste de 102 ani. Să fii sănătos și să ne vedem și la anul. Cine știe? Primăria de Rești, un tort. Da, mulțumesc mult. O sticlă de șampanie. Mulțumesc mult. Și o sumă de bani de partea mea și a lui viceprimarului. Da? Mulțumesc. Să fie de folos. Gata, să rămână. Să fii sănătos și să te vizităm în fiecare an. La mulți ani! Din partea Ministerului Apărării Naționale și a Centrului Militar Județean Argeș, da? A rezolvat, e foarte bun. La mulți ani, să fii sănătos! Mulțumesc! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, domnule! La mulți ani să fii sănătos și matale! Să vă văd cum da, de! Și fetele matale să fie sănătoase, să aibă grijă de dumneata! Mulți ani! Bine, acum încolo! Mai bine! Și noi să venim în fiecare an să te sărbătorim! Și de acolo și de acolo și de acolo și la o cetă, dai! Uite că știe! Nu se mai fie încă! Dumneavoastră mai e, așa ați spus, lipsit data așa trecută. Așa a spus și la 100. Eu? Ați dar dacă nu era sora dumneavoastră, ne povestea mai multe? Așa cum se prezintă domnul Simon, la vârsta de 102 ani, un om coerent și ambițios, așteptăm ca și anul viitor să fim prezenți la aniversarea celor 103 ani pe care îi va împlini.